vedere că acum peste 100 de ani a fost mica unire a României dintre Țara Românească și Moldova, m-am gândit că ar fi foarte frumos să fac un videoclip despre acest lucru. Pe data de 24 ianuarie, în România se celebrează aniversarea micii uniri a Principatelor Române din 1859. La mijlocul secolului al XIX-lea, Principatele Române, adică Țara Românească și Moldova, erau controlate de Imperiul Otoman și Rusia. Acestea se opuneau unirii celor două principate. Lucrurile s-au schimbat însă după războiul din Crimea dintre anii 1853 și 1856, când Rusia a fost învinsă de marile puteri, adică Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei, Imperiul Francez, Regatul Sardinei și Imperiul Otoman. După război a fost făcut un tratat de pace, numit Tratatul de Pace de la Paris, unde a fost discutată soarta Principatelor Române. În urma acestor discuții, în 1857, marile puteri acordă drept de a organiza un referendum, adică a fost permisă întrebarea populației cu drept de vot despre ideea de unire. În Țara Românească, majoritatea au răspuns cu da la ideea de unire. În Moldova, însă, situația a fost mai complicată. Imperiul Otoman i-a promis că o să devine domnitor lui Nicolae Vogoride, dacă unirea nu o să se realizeze, iar acesta a falsificat listele electorale. Lucrurile s-au schimbat, însă când au fost descoperite niște scrisori de la Vogoride pentru fratele lui din Constantinopol, scrisori care au fost trimise către Bruxelles și publicat în presa europeană. Descoperirea a creat multe scandaluri atât printre români, cât mai ales la nivel european. Marile puteri au rupt toate relațiile cu Imperiul Otoman, iar regiile au fost refăcute. În toamna anului 1857, în urma noilor alegeri, moldovenii au răspuns și ei cu da pentru unirea Principatelor Moldove și Țării Românești. În 1858, în Convenția de la Paris, au fost stabilite mai multe prevederi referitoare la Principatele Române. Aceștia încă erau sub conducere otomană, dar și sub protecția marilor puteri. Această unire a fost mai mult formală. Cele două principate urmând să funcționeze separat în mare parte, ele având doar câteva puncte comune. O comisie centrală la Focșani, care era un fel de parlament mai mic, în alta curte de justiție și casație și armata. Capitalele rămâneau aceleași, la București și la Iași, și se intenționa ca domnitorul să fie diferit. În anul următor, pe data de 5-17 ianuarie 1859, în Moldova, la Iași, au fost organizate alegeri pentru a desemna noul domnitor, alegeri câștigate de Alexandru Ioan Cuza. Peste o săptămână, în 12-24 ianuarie 1859, au avut loc alegeri și la București, unde a fost ales ca domnitor tot Alexandru Ioan Cuza. Acesta a profitat de faptul că marile puteri nu au specificat clar că domnitorii trebuie să fie diferiți. Meritul lui Cuza a fost că a reușit să aducă recunoașterea internațională a Principatelor Române și prin reformele sale a pus bazele statului român modern. Noua țară a început să se numească România abia în 1866, după plecarea lui Alexandru Ioan Cuza, când a fost redactată prima Constituție. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Marco și ne vom revedea în alte videoclipuri frumoase.